Doamna ministră, stimați chestori, dragi colegi, aș vrea să vă spun că astăzi nu vă vorbește doar deputatul Alexandru Băieșanu, ci deputatul care a avut în familie un subofițer de pompieri, Dumnezeu să-l odihnească, tatăl meu, despre care am încă vie imaginea lui în cizme și manta și nări încă mai am, mirosul pe care l-a ducea tata acasă după ce venea de la o intervenție, acolo unde salva vieți, oameni, gospodării și așa mai departe. Sunt convins că în ministerul despre care facem astăzi vorbire, nu discutăm doar despre un pedofil. Dumnezeu să-l ierte pentru ce a făcut, iar justiția de astăzi să-l pedepsească. Eu cred că în acest minister există oameni care își sacrifică cu adevărat viața și oferă înapoi statului român tot ce au putut primi ei de la statul român până ajunge în situația de a salva. Deci haideți să nu aruncăm cu pietre doar pentru că trebuie să aruncăm cu pietre într-un minister. O altă dramă pe care o are poporul român și inclusiv parlamentul nostru e că și cei aflați în opoziție și cei aflați la putere au dreptate. Și cei care spun că lucrurile nu merg și cei care spun că lucrurile la un moment dat, într-un anumit domeniu, încep să meargă. E nevoie nu doar să aruncăm cu pietre, ci să venim și cu soluții, indiferent în ce zonă a politicului ne-am aflat, în opoziție sau la putere. Aș vrea să vă aduc aminte câteva momente în care exista același minister atunci când fostul președinte al României lovea cu palma peste față un copil. Și atunci, domnilor de la PDL, de atunci, ați spus că e pixelul albastru, că președintele a făcut ce trebuie. Sau atunci când i-a furat telefonul unui jurnalist, a spus că asta e, las că e bărbat. Prin comparație am să vă arăt că am încredere în ministerul de față, Ministerul Afacerilor Interne, aducându-vă aminte de ceea ce s-a întâmplat cu ocazia unor manifestări pe vremea primului ministru Boc și a președintelui Traian Băsescu. Oameni bătuți, oameni cu picioare rupte, oameni traumatizați pe viață. Maturizarea ministerului de astăzi a fost dovedită atunci când în stradă au venit zeci sau sute de mii de manifestanți care manifestau împotriva actualului guvern. E, vreau să vă spun că atât jandarmeria cât și poliția nu au făcut victime, au înțeles relația dintre stat și cetățean și au înțeles că poliția și jandarmeria trebuie să-i apere pe cetățenii, inclusiv pe cei care fac și demonstrează împotriva actualului guvern. Și ca să fiu ceva mai plastic, până și caii poliției și jandarmeriei au mărșeluit cu demnitate printre manifestanți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Roman!